după ce a scos-o în semifinale pe marea rivală. Începe partida cu Astra în posesie. Arătau destul de proaspeți jucătorii lui Marius și Mudică. Petrecerea aseară s-a întins destul de mult aici la Giurgiu. Vom vedea dacă va reuși până la urmă Dinamo să o învingă pe Astra în deplasare pentru prima dată după 6 ani din 2010. Vine în partea dreaptă Hanca, centrarea lui Hanca spre același Noiarea, lovitură de cap, însă pe lângă țintă, prima ocazie a meciului, iată, trecută în contul lui Dinamo, lovitura de cap a lui Noiare, trece însă pe lângă poarta lui Silviu Lung Junior. Foarte bună însă centrarea lui Hanca, exact pe Nioere, care se înalță de lângă Chieroș. Acum să-l vedem pe Nioere, situație bună, 2 contra 2, Nioere, Nioere pentru Palici, Palici, gol! Dinamo! Gol marcat de Antun Palici, al patrulea gol din acest sezon pentru Palici. 1-0 pentru Dinamo, echipă care parcă vrea să strice sărbătoarea Astrei. Palici, să nu uităm, a eliminat-o pe Astra din Cupa României în sferturi cu un gol marcat în minutul 95. O eroare la centrul terenului făcută de Lovin. Nioere fentează că șutează, însă îi pasează lui Palici în dreapta, care îl învinge cu un șut la colțul lung pe Silviu Lung. Și să vrea Dinamo, nu cred că până la urmă poate strica sărbătoarea Astrei, o sărbătoare începută aseară, răsunau pereții, s-au rupt paturile, era nebunie. În 1999, sub comanda lui Mircea Lucescu, acum iată-l pe William de Amorim pentru Junior Moraes. Moraes, gol! Giurgiu, gol marcat de Junior Moraes. Chiar și după o noapte de petrecere, jucătorii Astrei nu au uitat fotbalul bun, fotbalul de calitate pe care l-au prestat de-a lungul acestui sezon și iată o dedicație pe care jucătorii Astrei o pregăteau lui Constantin Budescu, eroul din prima parte a sezonului, și el cu un merit uriaș la acest titlu. Astra egalează cu un sfert, cu un sfert de oră înainte de pauză prin Junior Moraes. La prima reușită în acest sezon, Junior Moraes. Iată ce bine curge această acțiune. Hanca atacă decisiv, fără să-i fost nevoie de așa ceva, depășit foarte ușor. Remarcabilă însă precizia lui Junior Moraes, un jucător cu o foarte bună tehnică de lovire a balonului. N-a avut nicio șansă. Palici, în partea stângă, sprintează Vali Lazar, primește acesta față în față cu Chieroș. Vali Lazar! Gol! Dinamo, gol Valentin Lazar, al doilea gol al lui Lazar în acest sezon pentru Dinamo în Liga 1. Dinamo, iată, revine în avantaj după ce Lazar a fost găsit foarte bine cu această pasă pe culoar de Palici, și apoi Lazar găsește plasa porții lui Silviu Lung cu acest șut cu efect. 2-1 pentru Dinamo. Ce s-ar fi întâmplat însă dacă Steaua învingea ieri la, pe Arena Națională pe Pandurii și Dinamo avea acum 2-1? Cine știe dacă avea 2-1 Dinamo? Așa, acum este angajat Nioere. Nioere profită de o eroare a lui Găman. Nioere continuă, Nioere protejează, Nioere! Bără! Ui, ce ocazie pentru Dinamo! Aproape de 3-1! Nioere aproape de încheia poate cea mai spectaculoasă, cea mai bună repriză din acest play-off. Echipa lui Mircea Rednic. Un minut suplimentar pentru această primă parte a meciului. Iată-l pe Nioere, care își face loc, aproape că îl împinge pe Găman, tocmai pentru a avea spațiu să șuteze. Trimite cu stângul, însă bara se opune în multe momente. Aici o pasă pe care Lovin o găsește foarte bine pentru Alibek. Alibek, Alibek, gol!
tenis. Alibek nu are ce să facă nimic aici, Cerniauskas. Alibek machiază din nou împotriva lui Dinamo, al patrulea gol în ultimele două confruntări cu Dinamo din campionat, și Alibek înscrie pentru a 16-a oară în acest sezon. Este al patrulea meci consecutiv cu gol marcat pentru Denis Alibek, după cele cu Viitorul, Steaua și ASEA Târgu Mureș. Astra egalează repede. Alibek e la al patrulea gol marcat în poarta lui Vitautas Cerniauskas în play-off. Cred că e în poziție regulamentară, greu de spus, cel mai bine a văzut asistentul aflat pe această parte, Vladimir Urzică. Cerniauskas a ieșit și a făcut un salt în fața lui Alibek, a înscris ușor. Mai bine decât Olteanu, apoi pasează lui Ioniță, Ioniță, o pasă lui Alibek, Ioniță, 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 gol! Inspirația lui Șumudică o ajută din nou pe Astra să treacă în avantaj. Pasă decisivă a lui Alibek și gol marcat de Alexandru Ioniță. 3-2 pentru Astra, echipă care iată din nou remontează după ce este condusă la pauză de la 1-2. Acum Astra conduce cu 3-2, o revenire în stil de mare campioană a trupei lui Marius Șumudică. Cine se aștepta ca Astra să marcheze de două ori în primele 10 minute din repriza secundă? Alibek, după golul marcat în minutul 48, iată, pasează decisiv aici pentru reușita lui Alex Ioniță. Jucător aflat la prima atingere de balon, e a doua reușită a lui Ioniță în acest sezon. A trecut ca prin brânză Ioniță de apărare Astrei, cam cum a trecut Nioe. Dacă până la finalul sezonului vor trebui să se mulțumească doar cu locul 4, Alex Ioniță! 4-2, Alex Ioniță face dubla în doar 10 minute de la intrarea pe teren. Dinamo este groghi, Dinamo rezistă însă în picioare în acest moment pe stadionul din Giurgiu, pentru că un meci durează 90 de minute, altfel poate ar fi fost nevoie de un prosop aruncat de undeva dintr-un colț al terenului în genul celui fluturat de Cornel Dinu în Giulești. Dinamo, o echipă care a fost peste Astra în prima repriză, încheiată în avantaj 2-1, iată, încasează 3 goluri în 20 de minute în repriza secundă. Da, o reușită care a semănat din multe puncte de vedere cu precedenta lui Alexandru Ioniță. Pasa vine tot de la Alibek și golul vine. Acum Denis Alibek, Alibek pentru Niculae. Ocazie uriașă ratată de cel care abia i-a luat locul lui William de Amorim. L-a trimis însă peste poartă. Noi revedem ocazia de mai devreme a lui Daniel Niculae, plecat din poziție regulamentară. Din nou Alibek oferă o minge foarte bună colegilor săi din ofensivă. Nu este doar cel mai bun marcator al Astrei, dar este și un servant ideal. Niculae blocat însă de Cerniauskas. Pentru Alex Ioniță, spre Daniel Niculae, intră în careu Daniel Niculae la colțul lung. Încearcă să șuteze, însă trimite pe lângă poartă. Lovește mingea destul de rău. Daniel Niculae dă un efect care duce balonul pe lângă stâlpul din dreapta porții. Dar rămâne 4-2 în meciul dintre Astra și Dinamo. Vine centrarea lui Costache, o reluare care era aproape să aducă golul 3. Ante Pulici a fost cel care a reluat, însă probabil ultima fază a acestei întâlniri. Astra Dinamo 4-2 să înceapă nebunia la Giurgiu. Da, o victorie mare a Astrei. Din nou Astra câștigă un meci în care este în dezavantaj la pauză. O marcă proprie a Astrei în acest sezon, o campioană adevărată.